13 iunie. Uniți în Hristos. Ca ei să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Ioan 17:21. Solemna și serioasă rugăciune a lui Hristos ajunge de-a lungul timpului până în zilele noastre. Ce poziție este aceasta pentru omul decăzut de a atinge prin ascultare unirea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos? La ce înălțim ni se permite să ne înălțăm, dacă vom avea considerație față de premiul de răsplătire? Noi trebuie să primim putere de la Dumnezeu, pentru ca natura umană aflată sub acțiunea divină să poată să nu fie întotdeauna pervertită și să nu fie întotdeauna sub influența coruptă și stricăcioasă a păcatului. Natura omenească ajunge prin Iisus Hristos în unire cu îngerii, da, în unire chiar cu Marețul Dumnezeu. Acei care sunt cu adevărat în legătură cu Dumnezeu nu vor putea ajunge în dușmănie unul cu celălalt. Duhul Său, care domnește în inimile lor, va aduce armonie, dragoste și unitate. Contrarul acestei lucrări se găsește în copiii lui Satana. Există între ei o permanentă contradicție. Lupta, invidia și gelozia sunt elementele conducătoare. Trăsătura caracteristică a creștinului este blândețea lui Hristos. Bunăvoința, bunătatea, mila și dragostea care și-au izvorul în nemărginita înțelepciune sunt în opoziție cu roadele nesfinte ale inimii, care nu este în armonie cu Iisus Hristos. În unitate există tărie, în dezbinare se găsește slăbiciunea și înfrângerea. Cel mai convingător argument pe care îl putem prezenta lumii în favoarea soliei lui Hristos se află în unitatea desăvârșită. Puterea noastră de a salva suflete este desăvârșită. Puterea noastră de a salva suflete este proporțională cu unitatea noastră cu Hristos. Dacă ajungem etalonul desăvârșirii, trăsăturile noastre de caracter vor fi modelate în armonie cu voința lui Hristos. Atunci vom sta împreună în Hristos în locurile cerești. Frații vor lucra împreună, fără vreun gând de ciocnire sau conflict. Dacă se zăbovește asupra deosebirilor mărunte, aceasta va duce la fapte care vor distruge întovărășirea creștină. Să continuăm a ne apropia de Dumnezeu și El se va apropia de noi. Apoi, într-o strânsă unire, vom ajunge sus la El. Bisericile vor fi ca grădini ale lui Dumnezeu, cultivate de El. Poporul lui Dumnezeu va fi format din copaci ai neprihănirii, plantați de Domnul și udați de râul vieții.